Bună seara, urmăriți știrile Nord-Vest TV. Iată titlurile serii. Peste 200 de pensionari sătmăreni vor beneficia de legea amnistiei fiscale. Se fură lemnul din Codrioașului, iar autoritățile cer intervenția oamenilor legii. Guvernul dă bani județului Satu Mare prin rectificarea bugetară. Legea amnistiei va ierta de datorii peste 200 de pensionari sătmăreni. Acum autoritățile mai așteaptă doar publicarea normelor de aplicare. Vârstnicii au ajuns să fie datori la stat din cauza unor erori ale sistemului informatic. Mulți dintre cei grațiați de guvern sunt persoane cu venituri mici, văduve sau beneficiari ai indemnizației de însoțitor. O treime din pensie ar fi trebuit oprită la sursă dacă nu era promulgată legea amnistiei. Unde aveau venituri foarte mici, iar returnarea banilor reprezenta o problemă. Sunt persoane care au fost beneficiare ai acelor indemnizații de însoțitor pe lângă persoane cu handicap sau văduve care au depășit acel quantum, precum și pensionari care aveau mai multe dosare, deci și de agricultori și de urmași. Desigur că guvernul a venit în sprijinul acestor categorii defavorizate, să spunem, cu pensii mici, că totuși pensiile sunt foarte mici la nivelul lor, să le și reții o parte, o treime din pensie. Până la final, peste 200 de persoane vor beneficia de prevederile legii amnistiei, iar autoritățile vor mai verifica alte 3.000 de dosare. S-a identificat până la această dată un număr de 216 persoane care au avut aceste debite care sunt în derulare și urmează să scutim de plată acele persoane conform legii. Revizuim un număr de peste 3.000 de dosare și în limita în care, sigur, dacă vor fi probleme, vor fi scutiți automat de la plățile acestea de debite. Legea amnistiei fiscale pentru pensionare a fost publicată în Monitorul Oficial pe 24 septembrie, iar în 30 de zile vor trebui comunicate instituțiilor și normele metodologice de aplicare. Primarii din țara Oașului cer atribuții sporite pentru oamenii legii, asta din cauza nenumăratelor furturi de lemne din pădure. Și asta nu este singura problemă. În Negrești a crescut și numărul spargerilor de locuințe. Primarul orașului Negrești, Aurelia Fedorca, a fost prima care a ridicat problema furturilor în cadrul ședinței de astăzi a Autorității Teritoriale de Ordine Publică. Cred eu că inclusiv poliția și jandarmeria să aibă atribuții mult mai largi pe acest segment, pentru că eu am o colaborare foarte bună și cu jandarmeria la nivel de oraș, dar mi se părea incorrect să avem un pluton sau detașament, nu știu dacă îi spun bine, în orașul nostru, și dânsii să războiască doar cu căruțașii și cu mari exploatatori de lemne care cu camioane și alte lucruri să nu ai cu cine să discuți. Furturile nu apar în pădurile administrate de Ocolul Silvic, ci pe cele 3.000 de hectare din zona Oașului care nu sunt administrate. Pădurile private, fără contract de pază, acolo există sustrație de material de nou, ilegal. Deci care nu sunt administrate nici de un ocol privat, nici de stat. Perfect, sunt în jur de 3.000 de hectare în raza Ocolului Negrești, fără contract. Polițiștii au în schimb mare încredere în noul radar al pădurilor. Sistemul de monitorizare online va face mai ușoară depistarea transportului ilegal de material lemnos. Acum, modificându-se cadrul legislativ, odată cu introducerea acestei aplicații, în momentul în care ai pus pe drumul public un material lemnos, un transport de material lemnos, trebuie să implementezi de pe net, cu ajutorul unui cod, în aplicația respectivă, un anumit simbol, un cod, ceva, care noi ca și organ de control avem posibilitatea să verificăm instant, online, care vor putea accesa această aplicație online și în momentul în care se va constata că respectivul material nostru nu este în legalitate, pe loc atunci putem lua și mașina și materialul nostru, facem și dosar penal sau aplicăm contravenție în funcție de cantitatea care este. O să fie mult mai operativă treaba. Și primarul din Tarna Mare s-a plâns de faptul că din pădurile comunei se fură fără milă lemnul. Șeful ATOP a cerut autorităților competente acțiuni serioase pentru stoparea fenomenului. Rămâneți cu noi pentru a vedea care este fascinanta poveste a tezaurului de la Pietroasele. Guvernul a operat o rectificare bugetară prin care se acordă bani suplimentari autorităților locale și județene. Dacă pentru unii rectificarea a fost una negativă, pentru Satul Mare se vor da bani în plus de la bugetul de stat. Pentru echilibrarea bugetelor locale, județul nostru va primi 6.477.000 de lei, iar pentru finanțarea lucrărilor la drumurile județene și comunale, peste 11 milioane. Învățământul preuniversitar va primi și el peste 12 milioane, iar sistemul de ajutor social va avea o suplimentare de 1.440.000 de lei. Sumele care vor fi primite
prin rectificarea din 2014 sunt mai mari decât cele la care se așteptau autoritățile. Viteza și neacordarea de prioritate sunt principalele cauze în producerea accidentelor de circulație. Rapoartele poliției arată că în primele 9 luni ale acestui an, cele mai multe accidente grave au avut drept cauză nerespectarea regimului legal de viteză sau au fost provocate de traversarea neregulamentară a pietonilor. Potrivit datelor furnizate de direcția rutieră, viteza excesivă se află pe locul întâi în topul celor mai frecvente greșeli ale șoferilor sătmăreni. Cauză generatoare de accidente pe victime constituie neacordarea priorității la pieton. Și a treia, neacordare prioritate la vehicule. Deci vom acționa și pe aceste cauze generatoare. Intervalul orar în care se petrec cele mai multe accidente letale este cuprins între orele 16 și 20, cu un vârf al acestora între orele 18 și 20. Peste 70% din victimele decedate sunt bărbați. Conform statisticilor, majoritatea victimelor au ajuns în acele situații datorită propriilor erori de comportament în trafic. Liceul Tehnologic din Negreștoaș va avea atelier de tâmplărie. Autoritățile au reușit să obțină finanțare prin Programul Operațional Regional. Motivul pentru care s-a dorit crearea unui atelier a fost acela de a îmbunătăți infrastructura școlară. Pie elevii de la liceul grupul Ioniță Geandron să aibă loc adecvat unde să-și manifeste aptitudinele vocaționale. Valoarea totală a proiectului este de peste 950.000 de lei cu TVA. A început săptămâna prevenirii criminalității. Poliția Sătmăreană va derula o campanie amplă de informare și conștientizare a populației cu privire la fenomenele infracționale. Prin activitățile sale, IPJ încearcă prevenirea delincvenței juvenile, a victimizării minorilor și a infracțiunilor comise prin violență. Inspectoratul de Poliție Județean organizează numeroase activități prilejuite de acest eveniment. Astăzi a avut loc conferința de presă unde au fost prezentate instituțiile partenere, printre care Primăria și Inspectoratul Școlar Județean. La inițiativa polițiștilor am participat și participăm împreună la realizarea unor proiecte care să informeze, să prevină atât copiii cât și adulții pentru a preveni, pentru a nu deveni victime a diverselor genuri de infracțiuni. Delincvența juvenilă, din păcate, se manifestă și în țara noastră și constituie un mod de îngrijorare pentru întreaga societate. Analizând acest fenomen, constatăm că are și implicații în educație. Câteva din ele aș putea să enumer. După 89, o creștere a situațiilor de abandon școlar, a unor elevi cunoscuți cu comportament deviant sau cu preocupări antisociale. Ca și cauze, lipsa de supraveghere permanentă de către părinți sau de către tutori, necunoașterea din timp a anturajului și al mediilor care sunt frecventate de către minori și lipsa unei legături permanente între școală și familie. Cinci paliere de interes instituțional, delincvența juvenilă, pericolele la care sunt expuși minorii, furturile, infracțiunile comise cu violență și siguranța rutieră vor fi abordate până pe data de 3 octombrie, în cea de-a noua ediție a evenimentului Săptămâna Prevenirii Criminalității. Mâine avem cartea de victimizare a minorilor, după cum ați văzut, în două școli din satul Mare, Liceu Blaga Eliade și în Carei. De asemenea, și în mediul rural mergem la școala gimnazială Lazuri. Miercuri vă invităm la o expoziție cu sisteme de supraveghere a locuinței. Tema zilei este prevenirea furturilor. Orele 10 și 17 în pasajul pietonal Bocosu. De asemenea, avem o caravană a prevenirii furturilor din locuințe care se va desfășura în toate cartierele importante din județ. După amiază, între orele 5 și 8, pentru că vrem să accesăm categoriile active de populație și că acestea mai cu seamă le găsim după amiază. Joi, violența este tema zilei, prevenirea infracțiunilor cu violență. Avem de data aceasta și activități în parteneriat cu Centrul de Prevenire și Consiliere Antidrog și cu Agenția pentru trafic de persoane din Oradea. O să avem întâlniri, așa cum să vedeți în agenda, de asemenea un focus grup care va avea loc la sediul Inspectoratului Școlar, având ca temă agresivitatea în rândul copiilor. Iar vineri încheiem cu tema obișnuită, siguranța rutieră, a fiecare ediție aceasta, cred că a fost în fiecare an, tema siguranța rutieră. De data aceasta ne-am dorit să ne îndreptăm atenția spre o altă categorie de participanți la trafic. Dacă anul trecut
ne-am ocupat de tinerii șoferi și viitori șoferi, acum ne adresăm bicicliștilor, încurajăm mersul pe bicicletă, dar în condiții de responsabilitate. Așadar, avem programat un marș al bicicliștilor, pe care îl vom promova în școli tuturor elevilor care au împlinit vârsta de 14 ani, și așteptăm pe acest traseu. Acțiunea în sine reprezintă o manifestare preventiv-informativă cu caracter complex care vizează sensibilizarea cetățenilor în legătură cu importanța prevenirii criminalității. Patru perechi de dansatori sătmăreni s-au întors acasă cu premii remarcabile de la concursul Feeling Dance de la Oradea. Dansul te învață să zâmbești, să fii o ființă vie, autentică și spontană. Loga Lorand este una dintre aceste persoane. Conduce o școală de dans care îi poartă numele și se mândrește că are în echipa lui dansatori talentați premiați la concursurile din țară și din străinătate. De curând, el și echipa lui s-au întors cu locuri fruntașe de la Cupa Feeling Dance din Oradea. Copiii au fost foarte harnici, am avut o vacanță de vară și în urmă cu două săptămâni am participat la primul concurs în Baia Mare, era Cupa Galactic. Săptămâna trecută am participat la Oradea, la Cupa Feeling, iar săptămâna aceasta mergem la Baia Sprie, la Cupa Maramureșului. Copiii sunt foarte harnici, au obținut locuri de finală, de podium, locul 1-2 și suntem foarte fericiți. Cam cât se antrenează copiii pentru a avea aceste rezultate? Pentru a participa la concursuri, ei se antrenează de 4 ori pe săptămână, fiecare dată o câte o oră și jumătate. Dragoș Genaro, Diana Nemet, clasa hobby, categoria 12-15 ani, locul 1. Luca Simon, Maria Mureșan, clasa hobby, categoria 12-15 ani, locul 3. Evi Bogdan, Alesia Tătar, clasa hobby, categoria 12-15 ani, locul 6. Loga Lorand, Ari Dalma, clasa D standard, categoria 19-35 de ani, locul 3. Din acest weekend și până în luna decembrie, dansatorii școlii vor reprezenta județul la mai multe competiții din țară. Perioada de înscrieri la cursurile școlii se încheie mâine, însă doritorii se pot înscrie și pe parcurs la cursurile de dans sportiv și salsa. Știrile Nord-Vest TV lansează campania Comorile trecutului nostru. Vă invităm să fiți alături de noi pentru a descoperi istoria din spatele obiectelor din tezaurul nostru național. Expoziția Aurul și Argintul Antic al României de la Muzeul de Artă a adus la noi în județ piese cu o valoare inestimabilă, care au în spate povești fascinante. Astăzi vom cunoaște mai îndeaproape cloșca cu puii de aur. Tezaurul de la Pietroasa are o poveste parcă desprinsă din filme. Descoperit de doi pietrari pe dealul Istrița, vândut unui negustor care l-a distrus, recuperat de autoritățile române, expus la Paris, furat, salvat, trimis în Rusia și adus înapoi. Povestea pietrelor de aur, unice în lume, este demnă de un film hollywoodian. Au fost vândute pe preț de nimic unui negustor albanez, care a fost simbolul la ciocanul și l-a compactat pe toate ca să ocupă loc mai puțin. Atunci au fost pierdute cele mai multe dintre pietrele semiprețioase. Negustorul albanez credea că sunt niște cioburi de sticlă și pur și simplu le-a aruncat. Au fost restaurate imediat după intrarea în proprietatea statului român, la mijlocul secolului XIX, și au fost expuse în 1867 la expoziția mondială de la Paris. Și atunci au intrat în circuitul științific internațional și de atunci au devenit cunoscute în toată lumea. S-au trimis în 1917 în Rusia, ca să aibă grijă rușii de dezarul nostru, a reîntors, acum a contrat poveștile lor, care am discutat cu colegi de la București, toate cele 12 piese au fost returnate. În total au fost 22 de piese, din care recuperate au fost doar 12, care cântăresc aproape 20 de kilograme de aur. Originile sale sunt încă învăluite în mister, dar este clar că vorbim de obiecte care au aparținut unui conducător, cel mai probabil de spiță germană. A fost îngropată în secolul V, cândva, nu știm exact, foarte probabil după sau pe vremea hunilor, fără îndoială a aparținut unor regi și de reprezentanță,
sunt vase din aur care foloseau la servitul mese și de reprezentanță și fibule care erau niște broșe care țineau haină. Oricum, aceste funcționalitatea lor putem să punem sub semnul întrebării, pentru că depășesc un kilogram unul. Erau și greu să porți. Pur și simplu erau de reprezentanță purtate la diferite evenimente. Dacă vreți să vedeți cloșca cu puii de aur și să aflați mai multe despre istoria obiectelor care o compun, nu trebuie decât să vizitați Muzeul de Artă. În continuare, urmăriți grupajul de știri pe scurt. Un cărățaș în vârstă de 47 de ani a pierdut ieri controlul vehiculului și s-a răsturnat în șanț, rănind grav 3 femei. Acesta a pierdut controlul asupra direcției de mers și la coborârea de pe digul râului Someș s-a răsturnat în șanțul din partea dreaptă. În urma evenimentului a rezultat accidentarea gravă a 3 femei cu vârste cuprinse între 45 și 67 de ani, care se aflau în căruță, și accidentarea ușoară a conducătorului vehiculului cu tracțiune animală. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Studenții și elevii cu vârsta de peste 16 ani care beneficiază de pensie de urmaș mai au la dispoziție 7 zile pentru a-și depune adeverințele la Casa Județeană de Pensii. Sunt peste 1800 de beneficiari a pensiei de urmaș, copii peste 16 ani și studenți sunt obligați să aducă până în data de 6 octombrie acele adeverințe că urmează cursurile unui învățământ. Nedepunerea la timp a adeverințelor care atestă calitatea de elev sau student va duce la discontinuitatea plății pensiei de urmaș. Lucrările de reabilitare a centrului municipiului Carei se apropie de final. Grație fondurilor europene venite prin programul operațional regional, autoritățile locale au putut reamenaja strada 1 decembrie, astfel încât să fie pusă în valoare din punct de vedere arhitectural. Obiectivul restaurat se întinde pe o lungime de aproximativ 1,4 km și este încadrat ca monument de categoria B. Grație acestui proiect, careienii vor avea și un amfiteatru cu caracter multifuncțional pentru recreere, joacă și organizarea de spectacole. Au fost reamenajate spațiile verzi, au fost create 150 de locuri de parcare și o pistă de bicicliști. Din punct de vedere peisagistic, sunt prevăzute fântâni arteziene, foioase și rășinoase, arbuști ornamentali, plante și mobilier urban, adică chioșcuri, ceasuri, jardiniere, stații de autobuz, indicatoare stradale și panouri de afișaj. Duminică s-au împlinit 10 ani de la dispariția maestrului Ștefan Ruha. Pentru a-i păstra memoria, Filarmonica Dinu Lipati din satul Mare a organizat, în cadrul celei de-a 37-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicale Sătmărene, o suită de concerte comemorative și lansări de carte dedicate marelui violonist. Astăzi, de la ora 18, a avut loc lansarea volumului Ștefan Ruha, O viață în Constelația Viorii, semnat de violonista Mirela Capătă, iar de la ora 18:30, sătmărene au fost invitați la un concert dedicat memoriei marelui muzician sătmărean. Miercuri, de la ora 19, va avea loc și la Castelul Caroi din Carei un concert simfonic în memoria Ștefan Ruha, după care evenimentele comemorative ajung la Cluj-Napoca, oraș în care marele violonist și-a desăvârșit studiile și unde a cunoscut consacrarea. Florin Mureșan vă așteaptă la rubrica sportivă, iar Luca Jofi ne va spune cum va fi mâine vremea. Bună seara și bine am găsit la știrile din sport. Recoluta Dorolț reușește scorul etapei a 6-a din Liga 4-a de elită. Gazdele s-au impus cu 6-0 în confruntarea cu Cetatea Arduci, urcă până pe locul 6 al clasamentului. Oftin nu mare s-a retras din campionat și cel mai probabil toate rezultatele de până acum ale echipelor care au apucat să joace cu gloria vor fi anulate și atunci clasamentul va arăta altfel. Deocamdată să spunem că Someșul ar rămâne lider al ligii cu 3 puncte peste Talna din Orașul Nou și Turul din Micula. Talna a învins cu 4-1 Știința Beltiug, iar Turul Micula a învins la limită 3-2 pe Unirea Tăjnad. După cum am mai spus, derbiul dintre Someșoar și Olimpia 2 Satu Mare s-a încheiat la egalitate 1-1 și alături de Viitorul Vetiș, care nu a evoluat din lipsă de adversar, rămân singurele echipe din campionat neînvinse în acest sezon. Loceafrul Decebal a câștigat vineri confruntarea din deplasare de la Cămin împotriva Șfabilor cu 1-0, iar Voința Doba s-a impus la Botiz cu 2-1. Practic o singură echipă va retrograda, dar e prea devreme să spunem care sunt formațiile care se vor lupta pentru evitarea retrogradării. Iată rezultatele etapei a 6-a: Someșul Arfeci Olimpia 2 1-1, Sportul Botiz Voința Doba 1-2, Schwaben Cămin Loceafrul Decebal 0-1, Talna Orașul Nou Știința Beltiug 4-1, Recolta Dorolț Cetatea Arduți 6-0, Turul Micula Unirea Tăjnad 3-2, Viitorul Vetiș a stat pentru că Moftinul Mare s-a retras din campionat.
Ultima zi de mercat, o echipa de bască de la CSM Satu Mare a reușit să semneze cu sârboaica Maria Radovici. Aceasta are 1,88 și joacă pe postul de pivot, ce a evoluat sezoanele trecute la Steaua Roșie Belgrad și Voivodina, având medii de 10 puncte pe meci și 8 recuperări. Radovici a sosit sâmbătă seara la Satu Mare și a efectuat azi primele antrenamente cu noile sale colege. Sârboaica ne-a declarat că se simte foarte bine la Satu Mare, că a văzut pe internet că echipa a început excelent sezonul și speră să se facă utile, iar CSM-ul să-și atingă obiectivele. Altfel, jucătoarea din Statele Unite, Tokara Ross, a primit în sfârșit cartea verde și va putea evolua în actualul sezon pentru CSM. A fost nevoie de intervenția celor de la FIBA pentru a obține dreptul de joc al jucătoarei venite din Statele Unite. Se pare că e greu de comunicat cu federațiile din America Centrală și de Sud. Antrenoarea Adriana Pricov va merge în weekend în Turcia, unde se desfășoară campionatul mondial feminin, iar în paralel are loc și un curs de perfecționare pentru antrenori. Vă reamintim că CSM Satu Mare a învins sâmbătă fără probleme pe SCM Craiova, scor 101-69, iar etapa viitoare se va deplasa la Galați, meciul fiind programat sâmbătă la ora 19:30. Iată lotul de jucătoare cu care echipa noastră speră să intre în acest sezon în play-off. Andreea Oros, Enic Laza, Flavia Ferenții, Andreea Pop, Bianca Voica, Renata Smut cu Luminița Manta, Ashley Adams, Tokara Ross, Maria Radovici, Valentina Bolba, Diana Moldoveanu, Teodora Vasile, Andra Nește și Bianca Chiș. Cocheta Bază Sportivă Matchpoint a găzduit timp de 3 zile Cupa Satu Mare la tenis de câmp. Acest turneu face parte din circuitul Tenis Partener Tenis pentru Toți, care adună în total peste 400 de competiții la nivel național. Competiția organizată de Călin Panas și Arpad Baum a făcut parte din categoria Silver, cu 61 de participanți la simplu și 16 perechi la dublu, pe 4 respectiv 2 nivele. Tenismenii au venit la Satu Mare din Negrești, Baia Mare, Zalău, Oradea, cei mai mulți înscriși fiind la nivelul 5, 28 de competitori. Ar fi mult prea multe să prezentăm câștigătorii la toate nivelele, cert este că s-a jucat tenis de calitate la baza Match Point, iar cei prezenți s-au simțit extraordinar la Satu Mare. Organizatorii ne-au asigurat că anul viitor se vor desfășura 3 turnee din circuitul Tenis Partener Tenis pentru Toți de categoria Silver, Gold și chiar Platinum. Concursul este dedicat jucătorilor de toate vârstele. Este important nivelul de joc la care joacă, deci nu vârsta și nu contează nici sexul. Deci începând de la 11 ani până la 60 și poate participa oricine. Se vor face clasamente care vor merge către Federația Română de Tenis? Este un clasament național, este site Tenis Partener și acolo la nivel național toate rezultatele se afișează pe acel site. Deci practic acest turneu face parte dintr-un calendar lung? Da, da, din circuitul național. Și sperăm că la anul și la Satu Mare să organizăm 3 turnee. La festivitatea de premiere care a pus punct cupei Satu Mare, câștigătorii au primit din partea sponsorilor echipament sportiv de specialitate. Atât din sport pentru moment, rămâneți alături de Nord-Vest TV. Bună seara, începem o săptămână nouă, o săptămână frumoasă, cel puțin din punct de vedere meteorologic. Rămâneți cu mine pentru a vă da mai multe informații despre vreme. În Europa nu prea mari schimbări de climă față de săptămâna trecută. Gradele se mențin, soare va fi cam peste tot în peninsula iberică. 21 de grade vor fi în Budapesta, 22 în capitala Portugaliei, 23 anunță meteorologii în Madrid, Paris și München. În Roma, temperaturi și mai ridicate, 26 de grade vor fi mâine în Italia. Ne apropiem cu pași repezi de luna octombrie, însă gradele nu coboară, ci mai degrabă urcă. Cer senin în toată România, fără șanse de ploi. 20 de grade vor fi mâine în Cluj și Constanța, în Timișoara și Brașov 22, iar în Iași și București 24. Deasupra regiunii de nord-vest, soare, 22 de grade în Satu Mare și Bihor, 20 în Cluj și Sălaj și ceva mai răcoare în Marea Mureș și Bistrița, 19 grade. Minimele coboară până la 7 grade Celsius. La noapte în județ, termometrele vor arăta 9 grade în Satu Mare, Careș și Tășnad, iar în Negrești, Oaș, 8 grade Celsius. În județ cer senin mâine și 22 de grade în Carei, Tășnat și Satu Mare, iar în zona Oașului un picuț mai răcoare, 21.
Mâine în satul mare vom avea parte de o vreme frumoasă, 22 de grade anunță meteorologii. Minimele vor fi de 9 grade Celsius. Atât pentru azi despre vreme, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți parte de o săptămână frumoasă! Acestea au fost principalele știri ale zilei, ne revedem mâine de la ora 8, să aveți o seară liniștită!